Partidul Popular European are o istorie tristă în Republica Moldova. Primul partener al PPE a fost PPCD-ul lui Iurie Roșca. Cu mult înaintea Mai Sandu, Roșca era cel ce ținea discursuri la congresele PPE. Iar în 2008, după trădarea lui Roșca prin alianța cu PCRM, Joseph Daul, președintele grupului Partidului Popular European, a adresat o scrisoare liderului PPCD, prin care îl numea drept promotor al democrației și luptei pentru drepturile omului în Republica Moldova. Venind la putere după evenimentele din 7 aprilie 2009, PLDM-ul lui Filat aderă la grupul PPE. Joseph Daul uită de Roșca și îl îmbrățișează pe Filat. Sub drapelul UE și susținerea PPE, în perioada guvernării PLDM, din sistemul bancar al țării s-a furat $1 miliard. De susținerea PPE s-a bucurat și ex-prim-ministrul Iurie Leancă. Odată cu arestarea lui Filat și prăbușirea PLDM, Partidul Popular European și-a găsit la Chișinău un nou partener, pe Andrei Năstase. Iar după plecarea Mai Sandu din PLDM, partidul favorit al grupului PPE devine PAS. Precum Iurie Roșca în 2009, astăzi Mai Sandu este cea care ține discursul la congresele PPE. Cu susținerea PPE, Roșca a făcut alianță cu PCRM. Cu susținerea PPE, Filat și guvernarea în funcție cu PLDM a permis furtul miliardului. După alianța cu PSRM și aruncarea țării în criză politică și economică, ce va mai face președintele Mai Sandu având susținerea PPE?